Tabăra Națională de Tineret Tradiție și Noutate din Arhiepiscopia Timișoarei adună an de an tineri din mai multe eparhii ale Patriarhiei Române. Anul acesta, la a cincea ediție, programul taberei ce se desfășoară până în data de 30 iulie este unul bogat. Printre activități se numără sesiuni de formare, conferințe duhovnicești și workshop-uri tematice, susținute de profesori cu diferite specializări. Este o tabără minunată, este, după părerea mea, un demers de aducere împreună ca într-un creuzet a unor tineri cu valori comune. Ce își propun să actualizeze și să afirme în viețile lor o moștenire culturală și spirituală pe care au primit-o de la înaintașilor. Ne simțim ca și cum ne-am cunoaște de o viață. Adică s-au legat prietenii frumoase, foarte multe activități, inclusiv seară de film. Am vizionat filmul despre viața Sfântului Nectarie. Am învățat că suferința este cale spre sfințenie. Dacă ar fi să ne referim în primul rând la concept, el este mult așteptat de tineri care glisează oarecum între tradiție și noutate. Ei sunt tineri care sunt membri activi în comunitățile ecleziale, dar în același timp sunt și dornici de a experimenta noutatea, progresul care se desfășoară în mediul social, cultural, de ce nu și al formărilor psihomotorii, psihofizice. În acest sens, colaboratorii noștri din această ediție sunt centrele universitare, Universitatea de Vest și Universitatea Politehnică, de asemenea Academia Română prin profesori și cercetători din această instituție filiala Timișoara. Beneficiem în schimb și de o colaborare mai strânsă de această dată cu Arhiepiscopia Radului. Conferințele și sesiunile de formare la care participă tinerii sunt diverse, pornind de la teme duhovnicești și istorice, până la noțiuni de management de proiect și comunicare. S-au întâmplat atâtea lucruri frumoase, inedite, premiere în Timișoara și în Banat, tocmai datorită calității umane. Dacă spun că Timișoara a avut circa 1400 de premiere naționale, câteva zeci europene și câteva chiar mondiale, și Banatul, vei zice că vă laud. Ele au fost lucruri întâmplate și ce este interesant, din 90 încoace, numărul acestor premiere a crescut progresiv. Astăzi am discutat despre câteva tehnici de construcție a scenariului folosind metode din storytelling, din arta povestirii, astfel încât ei să învețe să-și scoată la iveală ideile importante și să și le construiască într-un discurs. Suntem într-o perioadă mai liniștită într-un fel, dar totuși cunoașterea nu putem să o lăsăm deoparte, așa încât pentru mine a fost o bucurie, pentru că iată am putut să le prezint unor tineri care veneau din toate părțile țării și care cunoșteau mai puțin, iată, istoria eclezială a Banatului. Mie mi-a revenit sarcina să le vorbesc despre comunicare, pentru că comunicarea stă la baza a tot ceea ce noi însemnăm și dacă ar fi să fac o paralelă cu versetul care este sloganul ITO, și anume, voi sunteți prietenii mei din Evanghelia după Ioan. Prezentarea mea începe exact cu primul verset din aceeași Evanghelie după Ioan. La început a fost cuvântul. Iar cuvântul are o forță creatoare, după cum bine știm. Mâine tinerii vor audia prelegeri despre rolul și importanța parohiei și familiei în pastorația persoanelor vârstnice, precum și despre rolul tinerilor în biserică. Programul taberei mai cuprinde activități recreative și pelerinaje la mănăstirile din Arhiepiscopia Aradului.